Adresăm invitația de a lua cuvântul în cadrul ceremoniei prefectului județului Bihor, domnul Ioan Mihaiu. Dragi români, suntem cu toții astăzi aici pentru a sărbători împreună consfințirea temeliei noastre statale, actul de la 1 decembrie 1918, moment istoric care a fost și rămâne pentru noi, pentru români, pagina cea mai sublimă a trecutului nostru istoric. Marea Unire, această piatră de temelie, a arătat Europei și lumii întregi faptul că avem determinarea de a materializa dorința acestui popor, înfăptuirea statului național unitar român. Nicolae Iorga surprindea momentul astfel. A sosit un ceas pe care l-așteptam de veacuri, pentru care am trăit întreaga noastră viață națională, pentru care am muncit și am scris, am luptat și am gândit. A sosit ceasul în care cerem și noi lumii dreptul de a trăi pentru noi, dreptul de a nu da nimănui ca rob rodul ostenelilor noastre. Se pune întrebarea, ce a îndemnat întreaga suflare românească să se comporte ca un întreg și să realizeze acest act memorabil? Credința românilor, unitatea, tenacitatea elitelor vremii, jertfa și eroismul, elemente fără de care Marea Unire nu ar fi fost posibilă. Ce a stat însă la baza tuturor celor de mai sus a fost dragostea față de neam, a fost patriotismul. Mihail Sadoveanu spunea, patriotismul nu înseamnă ura împotriva altor oameni, ci o datorie către neamul nostru. Nu înseamnă pretenția că suntem cel mai vrednic popor din lume, ci îndemnul să devenim un popor vrednic. România suntem fiecare dintre noi, iar împreună putem duce mai departe creația statală a străbunilor noștri și a lui Dumnezeu. Putem face asta practicând mai mult înțelegerea, buna credință, să ne ajutăm reciproc, să ne respectăm, să fim de partea României. Suntem toți partea acestei națiuni, fie că vorbim de orientare politică, de diversitate etnică sau confesională, suntem cu toții români și faptele noastre, pe plan intern și extern, sunt și trebuie să fie România. Patriotismul cere dragoste față de neam, față de valorile și tradițiile lui, iar în schimb, patriotismul ne dă putere. Pentru că un popor nu poate fi puternic decât sub acest sentiment. Avem nevoie de un patriotism modern și rațional, care trebuie să exprime valorile noastre, fără însă a afecta valorile altor popoare. România și